El ce a zis de decizia ta de a dona premiul? A zis că este cel mai bun început pentru viața Zorii. A zis că nu putea să ceară mai mult și că este foarte mândră de mine. A zis că pentru Zora, în primul rând, asta va însemna faptul că va putea să aibă un exemplu în mine. Și unul dintre cele trei motive majore pe care le-am avut în momentul în care am ales să fac asta a fost exact Zora. Pentru că am vrut ca în momentul în care va crește să poată să se uite înapoi și să spună: băi, uite, taică-miu la 32 de ani a avut șansa să facă asta și a făcut-o. Și a ales el să facă asta. Și aș vrea să înțeleagă că valoarea unui om nu este dată de banii pe care îi are, ci de faptele pe care le face. Și asta a fost șansa mea să fiu un exemplu pentru Zora. Și aș fi fost un fraier să nu o văd și să nu fac ceea ce am făcut. Dar la început, când ai intrat în concurs, te-ai gândit cam ce o să faci în cazul în care vei câștiga? M-am gândit chiar într-o seară despre care ți-am zis, una dintre seriile alea, care mă jucam cu mingea, antrenându-mă pentru exatlon, am zis: băi, ar fi bine să donez jumătate din bani. Cred că ar fi corect să fac asta. După care am intrat în exatlon, au trecut săptămânile și am început să mă gândesc: bă, dar dacă donez jumătate din bani, ar însemna că cealaltă jumătate vine la mine. Am început să simt că iau cealaltă jumătate, nu că dau jumătate. Știi? A fost ceva foarte ciudat pentru mine. Am zis: bă, dacă, adică simțeam că iau, că nu mi se cuvine cealaltă jumătate. Adică dacă tot fac o treabă, de ce nu o fac până la capăt? Că de foame nu mor, n-aș vrea să înțeleagă lumea că, adică nu știu cum să zic, nu am sute de mii de euro în conturi, nu am, dar am cumva garanția zilei de mâine din punct de vedere material, adică știu că nu o să mor de foame, știi? Știu că mă descurc. Ceea ce mă face să îmi dau seama că dacă pot să fac gestul ăsta, dacă pot să ofer tot premiul, de ce să nu o fac? Adică știu sigur că, pot să am grijă de familia mea. Și când a fost momentul, când ai zis gata, îi donez pe toți? Cred că a fost atunci când mi-am dat seama că dacă voi câștiga, nu voi câștiga neapărat datorită mie. A fost în momentul în care mi-am dat seama că dacă voi câștiga, voi câștiga datorită șansei, datorită, nu știu, energiilor, habar n-am, s-ar putea să sune ciudat, dar de fiecare dată, uite, cum ofticam sau cum, la fiecare meci îmi dădeam seama că nu am aproape nicio putere să-l câștig. Că dacă e să câștig, câștig datorită șansei. Și atunci mi-am dat seama că e peste mine, e ceva mai puternic decât mine. Și dacă voi ajunge atât de departe, fiindcă a fost foarte greu. Au fost 29 de oameni. 29 de oameni au intrat acolo. Și din 29 doar unul putea să câștige, știi? Și a trebuit să. Și aveam 28 de șanse să plec acasă. Și m-am zis: băi, n-am cum să-mi asum asta. N-am cum să zic: da, eu am fost cel mai bun și am meritat să ajung aici. Nu, e clar că dacă ajung în finală și ajung și să câștig, adică inclusiv în finală, aveai 50% șanse. Și mi se par puține șanse. Și dacă e să ajungi să-l câștigi, e clar că nu e meritul numai al tău. Și am zis: bă, e clar că dacă ajung să câștig, ajung să câștig pentru că ceva mai mare decât mine, mai important decât mine, a făcut să ajung acolo. Și atunci de ce să nu fac și eu lucrul ăsta? De ce să nu recunosc că mie mi este bine, mă descurc și pot să îmi permit să dau banii ăștia? Și ai ales Magic Camp. Am ales Magic Camp, da. De ce ai ales Magic Camp? Am ales Magic Camp pentru că am mare încredere în oamenii de acolo și pentru că atunci când am fost și am făcut voluntariat pentru ei, am cunoscut problemele cu care se confruntă și mi s-a părut că acolo este cel mai potrivit loc pentru acești bani. În anii ăștia am mai colaborat cu Mai Mult Verde. Sunt niște oameni foarte, foarte miștoși acolo. Cred foarte mult în cauza lor. În fiecare zi, de 10 ori pe zi, mă gândesc la mediu și la ce însemnăm noi pentru mediu și mi-ar plăcea să mă pot implica mai mult în cauza asta a noastră, nu a lor. Și am mai lucrat cu Hope and Homes for Children în România. Dar nu știu de ce, cumva am simțit că cei de la Hope and Homes for Children
se descurcă, nu știu cum. Mi s-a părut că e ceva mai mare și că nu au nevoie neapărat de ajutorul meu, știi? Dar la Magic Camp, fiindcă știu cum a început totul, fiindcă știu povestea Magic Camp, știu de Vlad Voiculescu, am fost acolo la, nu știu dacă știe toată lumea sau dacă știi tu, dar părinții dumnealui au o casă lângă București, la, nu știu, jumătate de oră să zicem. Și acolo a început Magic Camp, acolo este Magic Camp, în casa părinților lui. Și taberele alea au ajuns de la 5-10 copii la 30 de copii, la mai multe serii și... Știu ce înseamnă, i-am cunoscut pe oamenii și știu cât de mult sunt implicați, știu pe voluntarii de acolo și știu sigur că vor ști ce să facă cu banii și că banii ăia vor aduce multă alinare a celor copii. De asta am ales Magic Camp. Și pentru că am văzut, pentru că după Magic Camp a existat Magic Home, o campanie extraordinar de frumoasă în care am fost implicat și cred că avem nevoie de oamenii ăștia care nu spun că fac lucruri, care chiar fac lucruri. Magic Home a fost campania aia în care... Cea cu scaunul. Da, cea cu scaunul. Mi s-a părut de o eleganță extraordinară, de o simplitate extraordinară. Oamenii au spus, mă rog, am spus, că și noi am văzut, că nu se ridică de pe scaun până nu se strâng bani. Deci au refuzat gândul că ar putea să nu se strângă banii. Au refuzat pur și simplu să se gândească că, bă, s-ar putea să nu ne iasă. Nu! Și au asumat la început, nu ne ridicăm de pe scaun și asta i-a făcut să reușească. Și nu ne-am ridicat de pe scaunul ăla până nu s-au strâns bani. Vă mai ajuta cumva sau rămâi în legătură cu... Păi, în primul rând, urmează să primez banii aia. Nu știu, încă n-am vorbit cu cei de la Canal D să vedem cum se va întâmpla, dar bănuiesc că în următoarele zile o să mi se spună cum se va face. O să vreau să... Fac în primul rând dovada donației și după aceea, dacă se poate, chiar să îi țin la curent pe oamenii de acasă, nu știu, probabil prin ajutorul social media, și ce se întâmplă cu banii. Pentru că mie mi se pare că e foarte rewarding pentru cei care m-au votat sau cei care au ajuns să creadă în cauza asta, nu doar să vadă că au ajuns banii acolo, ci să vadă și rezultatul. Să vadă și ce s-a întâmplat cu banii. Și bineînțeles că, așa cum am făcut-o până acum, în ultimii ani, așa voi face și de acum încolo. Ba, poate chiar mai abitir. Dar ai notat pentru ei la Swimathlon? La da, am fost în fiecare an la Swimathlon, am notat. Dar e mult spus pentru ei, că nu e ca și cum... Pentru cauza lor, da, de fapt, că da, e vorba de o da, cauza dar e o plăcere, acolo. Adică nu e ca și cum te duci și dai la sapă sau... E oricum un not, știi? Și când am făcut voluntariat, sună așa pompos, am făcut voluntariat, dar de fapt am fost până acolo, la jumătate oră de București, e foarte plăcut drumul și ai de-a face cu niște copii care nu sunt atât de traumatizați pe cât te aștepta, adică poate oamenii se așteaptă dacă... Poate că le e frică să facă voluntariat, poate că le e frică să intre în contact cu oamenii respectivi, dar nu e atât de grav. Copiii sunt foarte curați, foarte puri, știi? Mulți nici nu conștientizează că sunt bolnavi. Și odată ce fac cunoștință unul cu celălalt, cred că și asta este un scop al acestor tabere, că acei copii ajung să se cunoască între ei, ajung să-și dea seama, băi, uite, nu sunt singurul care trece prin asta, uite că mai e și el. Și suntem la fel, adică... Și din câte am înțeles, copiii își revin mult mai repede decât adulții. Ei au o rată foarte bună de însănătoșire, știi? Și cred că în primul rând și de asta ajută, că ajung să se cunoască între ei, ajung să vadă că se întâmplă lucrul ăsta, nu li se întâmplă doar lor și că sunt la fel ca ceilalți. Na.